Râzi cu Sergiu și Andrei dimineața la Kiss FM. Salutare, oameni buni, suntem aici cu Andrei și Connector și o să ne jucăm un joc și anume conversație întrepte, în care Andrei împreună cu Connector vor purta o conversație ca între băieți. Numai că la un moment dat, când vor auzi un sunet ăsta, ei vor trebui să se oprească, eu le voi da o emoție, o stare și ei vor trebui să continue conversația cu starea respectivă. Sunteți gata? Sigur că da. Da, absolut. Vă rog, începeți normal. Connector, care este filmul tău preferat? Cred că Căutarea fericirii. Pursuit of Happiness. Ah, ok. Nu l-am văzut. Despre ce e vorba? E foarte tare. Despre Căutarea fericirii. E cu Will Smith. Dar l-am văzut cu fisul, nu? Când, ok. Știu. Un film de viață. Și ce ți-a plăcut cel mai mult la filmul? Îți place de Will Smith? Absolut. Pe care... Cred că a jucat în filme geniale. Ales. Ok, acum continuăm conversația, fiind invidioși unul pe altul. Și a mers Vara nu dorm, nu? Câte view-uri a făcut pe net? Bă, nu cred că mai multe decât Ramona. Da, așa e. Nu, probabil că okay. Nu. Adică, deși sunt autori mult mai interesanți în România, mă rog. Da, bine, și manele mai mișto, și melodii mai mișto sunt decât Vara nu dorm, dar... Da. Acum, ce să faci? Dar spune-mi... Sunteți extrem de politicoși unul cu altul. Dar, băi, cum îți stă părul astăzi, e atât de... Nu pot să... Același lucru vreau să țin, spun eu. Doamne, băi, da, ești atât de mișto și cum... Și îmi place de tine foarte mult că faci sală, zi drept. Băi, da, dar... Băi, se vede. Știi cum ți-ai dat seama? Oamenii care fac sală își dau seama între ei, mă. Asta zic. Da. Băi, nu știu, cred că fac vreo 70 acum, tu cu cât faci? Bine. Sigur faci mai mult, sigur. Nu, cred că mult mai puțin. Băi, siguranță, nu, dar nu trebuie să-mi filmă. Vă lăudați prea mult. Băi, și ți-am zis că m-a apucat să scriu volumul 2? Nu, se poate și ceva. Serios. Îți urez să ajungi cam unde am ajuns eu, să ai vreo 6-7 premii, Media Forest, ce să zic. Acum, Media Forest n-am cum să am, că nu când, dar bă, am vândut cele mai multe cărți din România, adică îți dai seama? Știu ce zici, că și eu la un dat am vândut cele mai multe discuri din România. Știu ce spui. Am înțeles, știu da. Știu ce spui. Nu, e bine venit în lumea mea, adică în lumea noastră, să zic așa. E o chestie, na. Trebuie să... Stop. Lui Connector îi miroase gura a ceapă. Poți să vorbești de mai încolo puțin, că așa, și ziceai de că e mișto în lumea asta, dar... Da, Ești bine? Ești în regulă? Da, nu, eu că mă... Hai, o să stau așa, să... Poți să te deranjează dacă nu mai... Am spus că a apărut un parfum nou de ăsta de cu miros... Și-l folosești? Onion perfume, dar e bun pentru dentiție. Mamă, frate, mă... Andrei nu crede nimic din ce spune Connector. Deci, ți-am spus, spray-ul este cu esență onion, da, cu ceapă, da, spray, mă rog, cu ceapă. Și că face bine la dentiție, așa. mai spunem, da. Sigur, da. Că e foarte plauzibil. Un spray cu aromă de ceapă de gură. Da, mi-a recomandat dentistul meu. Dentist? Da, mi-am pus și aparat. Cum îl cheamă pe dentist? Doamna Flori. Unde are doamna Flori? Doamna Flori, asta e numit dentist, adevărul că... Are un uniform albastru, doamna Flori, și o mătură în mână de obicei? Sau? Nu, este dentist ca un super salon de... Super salon, da. Super cabinet de... Da, cam... Nu înțeleg de ce nu. Andrei nu știe că i-a fost inundată casa de către Connector. Ce, vrei să... Ce, bănuiesc că după ce se termină, te duci, unde te duci? Băi, cred că mă duc acasă, mănânc și eu ceva, mă odihnesc, da. Ei, vorbeai de sală, nu vrei să-ți arăni și exerciții, nu, că n-are ce să te duci. Păi da, să mă duc acasă, mai echipamentul, că... Ce să faci acasă, mă, nu e... Mă gândeam că poate mergem la... Unde? Dar nu poți să mă aștepți un pic să trec până acasă, că nu stau atât de departe. Asta te duci tot timpul, nu dormi tot acasă? Uneori. De asta spun. Hai, mergem. Unde mergem? Poate te învăț ceva cu scrisul, cu astea, cu cartea. Cu... Reluzim sincer. Ce să... Tu te dai la mine acum? Că dacă e, eu na, ești foarte mișto. Cum să mă dăm unde? Deci eu doar ziceam că nu e ok să te duci acasă de la ora asta. Dar cum să nu fi, de eu trează la 6 dimineața aici. E un trafic extraordinar și plus că dacă vrei să noți, mai bine notăm în Dâmbovița, adică nu are rost să... Eu nu știu ce vrei exact de la mine, dar nu vii cu mine acasă. Deci nu... Oameni buni, asta a fost conversația întrepte. Andrei și Connector au plecat împreună de mânuță, nu știu unde s-au dus, cred că la Andrei. Noi ne vedem data viitoare. Wow.
Kiss FM.